mine a fost o noutate și convins că și pentru dumneavoastră e o noutate și această instituție a probațiunii și ceea ce trebuie să faceți noastră. Și sunt convins că oare primarii noștri știu câți condamnați și fără privare de libertate au în comunitate. Da. Puneam o întrebare retorică și unii știu, dar majoritatea cred că nu știu, că nimeni nu veni să se prezinte, mai ales ca obligația de a presta muncă în folosul comunității și nu e de aici de acolo, că pedeapsa asta e una mai blândă. Și dacă nu faci ceea ce se întâmplă acolo, ce zice, duci să prestezi acea activitate, el își va pierde libertatea, se revine la decizia și va reveni și ține de decizia. Urmărirea acestei activități o să vă revină dumneavoastră. Din păcate, o sarcină plus pe care o primiți, dar ce e important pentru prima fază, să vă desemnați o persoană de contact. Că acolo veți primi numele și baza de date cu aceste persoane, ca să poată să urmărească și să gestioneze o asemenea situație.